Salutare chat, astăzi ghicim YouTuberul după gameplay. Avem un videoclip pregătit de fratele nostru Spazi, unde toate informațiile sunt blurate, iar noi trebuie să ne dăm seama cine este jucătorul, doar după cum joacă, după ce skin folosește, cum se mișcă, etc. Așezați-vă confortabil pe spate, subscribe și hai să facem un like la acest videoclip. Știu că putem. Bun chat, avem aici primul jucător. Trebuie să ne dăm seama efectiv cine este, doar după cum joacă. Vedem, informațiile sunt blurate, webcam-ul este blocat, nu avem sunet, informațiile de sus sunt blocate. Totul este ascuns. După gameplay, ok, încerc să mă uit după cum îi se vede jocul, după cum joacă, după... Ok, nu pare neapărat cel mai insane play. Și gata, trebuie să știu... Cypher PK! Bă, a fost prea typical gamer. Nu, no, a fost prea repede, n-am avut timp, frate, să știu cine e ăla. Hai că măcar aici știu. Măcar aici știu cine e. Lejer știu cine e aici. După skin. Chiar vă invit și pe voi să jucați jocul acesta cu mine. Vreau să văd dacă voi puteți obține un scor mai bun ca mine. Sunt curios dacă voi a știut că ăla din primul clip era typical gamer, că nici n-am avut timp așa foarte mult să gândesc. Dar măcar știu cine este acest jucător, sunt curios dacă voi știți cine e și uitați-vă un pic, avem Bubble build-urile, Bubble Ref build-urile acestea, cele mai frumoase build-uri din istoria Fortnite-ului. Și wow, era să moară acolo pro player-ul nostru / youtuber-ul nostru. Știu cine e, bro, știu cine e pentru că știu și cum e editat, este Robinet. Țipă ADHD clipul ăla. Glumesc, Robica. Următorul clip este acesta și nu-mi dau seama cine este. Dar nu e gameplay. Deci clipul acesta, repet, mi este făcut de Spazi. Și cred că ăsta este Spazi după gameplay și mai ales pentru că dacă vedeți are semnul ăla de Activate Windows și mai ales după cum joacă așa, cred că e un clip mai vechi da lui Spazi acesta și sigur s-a băgat și el în clip. La cum joacă acolo s-a panicat un pic. Da, nu este cel mai insane jucător, așa că aici cred că la... Nu pare totuși skin-ul ăsta, nu pare genul de skin pe care l-ar folosi Spazi, dar nu, merg pe Spazi. Răspuns final și Mitsu. Ok, mama, am greșit două deja. Bă, ce m-a păcălit omul meu. Ok, măcar aici știu sigur cine e. Aici chiar știu sigur cine e, pentru că o singură persoană pe planeta asta ar putea să joace cu jocul atât de luminos. Cred că știți și voi, cred că majoritatea ați văzut videoclipul. Îmi place gândirea omului meu. A pus un videoclip de-al meu, în videoclipul meu ghicește YouTuberul. Oare ghicesc chat? Oare ghicesc cine este acest... M-a pus și când a murit! Răspuns final, Paul 2M. Wow, ce surpriză, nu mă așteptam. Oh... deja de aici îmi dau seama cine e. Greșeala mea. Ăsta este Spazi. Și e clar după cum editează și după cum joacă. Ia. Nu mă așteptam în viața mea. Spazi să dea așa. Dar asta e Spazi 100%. Îmi dau seama după gameplay și după cum editează. El are editurile astea, exact așa, zoomurile astea pe care l-a învățat Sykes să le facă în 2019, cred că în 2018, acum câțiva ani l-a învățat Sykes să facă editurile alea și încă le face. Mă refer editurile de la montaj, la editul videoclipului, nu editul în Fortnite, editul de build-uri. Deci editatul ăla în programul de... Mamă, Spazi, ai murit. Amuzant oricum. Da, este răspuns final. Spazi? Diamond 3? Totuși impresionant, sunt impresionat, am fost impresionat de sniper la răspuns final, Spazi 693. E doar Spazi, dar am ghicit oricum. Mai departe, vă zic altă dată povestea cu Spazi și cu editurile alea. Stați că aici e greuț un pic. Se joacă cu Syke. Și se joacă cu skin-ul... știu, mă. Deci are și lobby de ăsta ușor, se joacă cu Sika. Aici am văzut videoclipul și aici omul meu, e posibil voi să nu știți, dar eu știu, pentru că am văzut videoclipul și o singură persoană joacă cu skin-ul acesta. Este o persoană care este foarte, foarte pasionată de mașini și este foarte mega pasionată de Formula 1.
Iar răspunsul meu final este Gami OS. Da, este Gami. Am văzut videoclipul. Ce să fac? Fratele meu Gami, iar îi place Formula 1 și e fain și skin-ul ăla. El e, știu 100% că l-a cumpărat. Bun, mai departe avem aici. Ok. Ok, 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 ok. Este evident că avem de a face cu un pro player. Este de evident că avem de a face cu un pro player cu zero ping toxic. Și este o persoană care folosește Tritanop chat, folosește de la Colorblind. Nu prea mai folosesc Colorblind-ul pro playerii și aproape nimeni, cred că 0,1% din pro playerii, din playerii de pe vreme folosesc Colorblind-ul, dar știu cine este. Sunt destul de sigur că știu cine este, fără, doar după stilul de joc și după faptul că are zero ping și după, da, cât este de rapid, cât de repede se mișcă, cât tot Lejereanu. Da, uite și picurile astea. Ia. Ce înseamnă zero ping chat? Da, pro player, știu sigur. El este Clix. Ok, Lejereanu, mi-am dat seama. Light. Ok. Mai departe, avem aici, este un player care joacă, deci are 17 kill-uri din 25, deci joacă la ceva turneu, cred, e duo, probabil, sau trio. Nu vă ping exact, că e blocat, dar văd că are 240 de FPS-uri constant. Pare să fie un neamț din acela cu wow, chat, cam wow un pic, dacă mă întrebați pe mine. Cam wow și cred că e un neamț, din acela cu zero ping. O să merg răspuns Rezonainon. Răspuns final? Buga! Aoleu, chat! Câte am greșit? Am 3 greșite? Mă așteptam să le ghicesc pe toate, m-am păcălit un pic. Ok, hai să vedem aici. Avem cineva care joacă cu pe Epic, pe High. Da, chat, este o persoană care joacă cu build-urile pe High și are tot așa 300 de FPS-uri, deci este cineva care are FPS, nu, este cineva care are un PC extraordinar, cineva care se bate cu boții, nu joacă extraordinar, dar are un PC foarte bun și e content creator și se joacă cu build-urile pe high, bro. Cum să te joci cu build-urile pe high? Chiar să, da. Wow, editurile alea nu sunt cele mai impresionante. Nu vreau să fiu rău, dar nu sunt cele mai impresionante build-uri și mi-am cam dat seama deja cine e. Nu știu voi dacă v-ați dat seama, dar e un YouTuber la care mă uit tot timpul. E unul dintre YouTuberii mei preferați. Nu mai postează atât de mult în perioada aceasta, dar mă uit absolut tot timpul. Și un kill frumușel acolo. Era totuși să moară, fratele meu este unul, CypherPK, unul dintre YouTuberii mei preferați, respect mult tot timpul la el. Și avem aici, mai departe, am văzut pe Mr. Savage. Deci dacă se joacă cu Mr. Savage, știu cine e. Pentru că, dacă stau să mă gândesc, am văzut unul din meciurile astea live, că astea sunt meciuri, a blurat și aici jos. Deci sunt meciuri de la FNCS. Și m-am uitat live când făceam view party. Nu știu dacă era fix meciul acesta, dar știu că purtau skin-urile acestea în câteva meciuri. Și dacă e Mr. Savage, e clar că acesta este Mongral. Are și trifoiul ăsta cu pe spate ca backbling și are un kill, da? Observați, are un kill. Și Mr. Savage are 5. Cam așa s-a întâmplat, da, cam la FNCS-a cam trebuie Mr. Savage să-l care pe Mongral, care da, ușor nu mai e washed, dar parcă nu e prime Mongral, dar ușor își revine, chat. Ușor își revine și răspuns final, Mongral 100%. Sing! Bă, a fost foarte lejer, chat. Pe aia prima nu trebuia să o ghicesc, dacă aveam un pic mai mult timp, sigur nu o greșeam. Eu am fost Paul Dămâ, dacă facem 2000 de like-uri, continuăm cu episodul 2 din această serie, care vă dați seama că o să fie mult mai greu. Paul Deu pe șo pe viață, ciao!